Membrii biroului județean al PSD Suceava s-au întâlnit sâmbătă 13 aprilie pentru alegerile interne. Au fost puse la bătaie funcțiile de președinte executiv, vicepreședinți, secretar executiv și trezorier. Am avut o abordare care a ținut cont foarte mult de teritoriu și vreau să păstrăm această formulă, pentru că e o formulă care a fost câștigătoare și care, din punctul meu de vedere, trebuie păstrată. Evident, dacă și noastră sunteți de acord și, practic, decizia noastră în biroul permanent a fost să păstrăm câte un vicepreședinte pe colegiu. Avem în acest moment 10 colegi de deputați și propunerea noastră este să păstrăm această organizare teritorială. Și alunși pe cea vicepreședinte va fi scos la concurs, la vot, pentru o persoană care va fi votată de dumneavoastră. Comisia de propuneri aleasă în cadrul Consiliului Județean a PSD Suceava din data de 13.04.2013 a procedat la centralizarea și verificarea candidaturilor propuse de organizațiile locale, s-au depuse în cadrul ședinței Consiliului Județean și a constatat pentru funcția de președinte executiv domnul Vic Domțu. Pentru funcția de secretar executiv, Erce Loran. Pentru funcția de trezorier, Sârghe Teodor Sebastian. Dacă pentru toate celelalte funcții a existat câte un singur candidat, pentru vicepreședinți pe colegiile 7, 8 și 9, mai mulți socialdemocrați și-au depus candidatura. Dintre aceștia, Dan Cușnir a fost singurul care a vrut să-și convingă colegii că el este cel care merită voturile lor. Doresc să vă spun de ce m-am angajat într-o competiție cu domnul Gheorghe Iacu. Și am să mă apropii de viitorii mei colaboratori de pe colegiul 8. Nu mai are energia, determinarea și disponibilitatea să ducă în spate o lună de campanie electorală. Și urmează două campanii electorale și un referendum pentru Constituție. Cred că domnul Iacu nu... Cred că am o legătură constructivă, pozitivă și prietenoasă cu parlamentarul responsabil de colegiu. Îți mulțumesc, Cătălin, îți mulțumesc, Ovidiu, și vă mulțumesc vouă tuturor care ați rezistat în opoziție, pentru că din 2010 avem o abordare corectă în față, în acest partid. Am să vă respect votul, pentru că vă respect pe voi. Și încă o dată, vă mulțumesc pentru că există competiție pe Colegiul 8. Ce blestem o fi pe Colegiul 3, de exemplu, unde candidează Gavir Mârza împotriva lui Mârza Gavir. Și are emoții. Vă mulțumesc! Discursul pare să fi fost cu noroc pentru Dan Cușnir, pentru că după o primă rundă eșuată, a doua rundă l-a scos câștigător cu un vot în plus în fața contracandidatului Gheorghe Iacob. Comisia validează rezultatul alegerilor și decretează pe domnul Cușnir Ioan Dan, câștigător pentru funcția de vicepreședinte al PSD Suceava pe colegiul 8, cu 7 voturi pentru. În cadrul alegerilor interne din PSD, Ovidiu Donț a obținut funcția de președinte executiv, cea de secretar executiv i-a revenit lui Laurent Erce, iar noul trezorier este Teodor Sebastian Sârghe. La conferința județeană a PSD, delegații și-au ales și vicepreședinții. Aceștia sunt Tiberius Marius Brădățan, Neculai Bosancu, Gavril Mârza, Eugen Uricec, Ioan Stan, Nistor Tătar, Vasile Rusu, Boca Roman, Neculai Bereanu și Constantin Boliacu.